Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou vlog. Da, știu că acum momentan calitatea este una destul de slabă, nu avem lumină prea bună, stăm la lumina din plafoniera mașinii mele. Ei bine, astăzi o să fie o seară nebună în ghilimele. De ce spun asta? Ei bine, ne vom întâlni cu Ghiduș, cu Andy Popescu, cu Bogdan Pricope și mai mulți YouTuberi, să facem un clip foarte tare pentru canalul lui Ghiduș cu un nou BMW. Sper că am reținut bine, sper să nu mă fac de rușine. Am înțeles că e un seria 4 albastru cabrio. Nu știu dacă seria 4 e cabrio sau seria 2. Deci am vorbit azi cu el la telefon, era mega agitat, nu știu, n-am înțeles prea multe, nici n-am vrut să stresez pentru că și eu am terminat live-ul destul de târziu, știți că eu fac live în fiecare zi, dar ne întâlnim cu toți în piața Constituției, nu facem introducere lungă, știu că vă deranjează chestia asta, revenim cu filmări de acolo. Până atunci voi trebuie să apăsați pe butonul de like și să intrați pe canalul lui Ghidu și a celorlalți YouTuberi, o să-i pun pe toți în descriere. Gata, zis și făcut, am ajuns aici unde nebunia, Alex reglează gimbalul. Acest Ronin minunat care mi-a scos dracii din mine. Suntem mai mulți pe aici, salutare. Și salut. Hai să trecem pe cealaltă cameră să vă arăt. V-am zis mai multe cadre, o să vedeți stai pe... Bă, stai așa, fii aici. Vezi asta? Uite, filmează asta, așa, vezi? Da, da. Bam, bam! Oh, altceva, mă, gata! Cu Jackson! Altceva, mai multe... să filmezi, este? Da, gata! Uite, să ne jucăm cu lumine, să facem de-alea! Ia uite! Așa, fii. Pac, 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 mai multe cadre faine o să vedeți pe canalul lui Duș și poate și pe cealaltă... Galic acolo și alucoro. Da, da, da. Opa. Aproape de râm. Gata, stric aparatura pe aici. Vedeți, nu sunt bun de nimic. Băi, sunt nerăbdător să vedem. Deci am aflat seria 2, 2.0 benzină. O să vedeți talentul ascuns al lui Ghiduș în a filma. Mai întâi se pune la Valera. Mai întâi se pune la Valera, auziți. Deci tutorial, pasul 1. Avem distracție acum. Ia zi, frate-mi. Gen, vrei să fac... Să zici gen 5 cuvinte de random. Cum se pare mașina, știi? Ambițioasă, frumoasă, albastră. Băi, mie îmi place agresiv. Mașina... Agresiv. Mai în spate, obicuț. Mai în spate și mai încolo. După aceea poți să te primi unde vrei tu pe lângă mașina, dacă simți de voia. Da, mă, stăm, stai. Ia, stai să facem pe aici, știi? Să-și dea lumea seama că ești înalt. Da. Casa poporului, frate, ești nebun. Ia uite-l. Da. Gata, frăgerul, poți să încep. Gata. Stai așa, să dăm și revige. Acum. Bun, îmi place foarte mult seria 4 asta mini. Păcat că are soft top. Dar, deși sunt 15 grade afară, o să mergem clar cu el desfăcut. Îmi plac foarte mult angelizerile astea hexagonale de la BMW pe ultimele modele. Și culoarea e un pic banală. Știu că BMW poate mai bine un albastru combinat cu verde care mi-ar fi plăcut mai mult, dar e foarte tare culoarea, pentru că un cabrio trebuie să iasă în evidență chiar și pe vremea asta. Dă-te mă la o parte, mă, că îl încurci pe Ghiduș. Iete, ce să te acoperiști ăsta mașină, nebunie. Nu voia să te lase să vezi luna. Poți să pui asta pe suportul lui, dacă nu te deranjează? Da, de acolo. Gata, pleacă acum Bogdan. Sunt curios ce notă îi va acorda el mașinii. Cei care încă nu și-au dat seama despre ce se întâmplă, bine, ce drept nici eu nu am explicat încă de la început. Ei bine, suntem mai mulți youtuberi, fiecare va acorda o notă mașinii, atât pe direcție, pe putere, pe confort și restul lucrurilor. Și la sfârșit o să vedeți voi cam ce s-a întâmplat, dar cu siguranță răspunsurile fiecărui youtuber o să le vedeți în clipul complet care o să apară la Alex. Până atunci, noi suntem aici, ne mai pregătim cu anumite lucruri și... O să fie o seară foarte faină. Da. Bun. Hai că poate avem norocul următorul semnal. Hai că ai. Dă-i prin trei, dă-i! Hai că poți.
place bârțul ăla, știi? Îți place, nu ăla? Da, ăla e senzație, ăla merită. Ăla e pentru automat. Băi, și uite, deși e cabrio, nu vine atât de mult curent. Păi nu, niciun cabrio nu vine curent. Hai că ne-a fumat băiatul. Și acum să-mi zici de frână. Da. Stai așa, trebuie să frânezi. Vine acum un speed bump și o să... Deci frână de la... Cam așa. Ceva. Ok, gata și cu seara asta nebună, cum am spus noi la începutul clipului. Eu m-am distrat foarte mult cu băieții, n-am mai stat foarte mult pentru că eu mâine mă duc la facultate, mai exact la ora 7:30 trebuie să mă trezesc și uite că acum este 0:00 când plec din Constituției, la locul unde ne-am întâlnit. A venit și Andy, au venit mai mulți oameni și ne-am simțit cu toții foarte bine. Urmează acum, în timp ce eu mă pregătesc să plec către casă, urmează și ei să efectueze testul mașinii, dacă pot să-l numesc astfel. Chiar îmi plac colaborările între youtuber, deși nu sunt la fel de multe precum e cea pe care o face Ghiduș. Chiar m-am simțit super ok cu ei și mi-ar plăcea ca mai mulți youtuber să facă chestii de genul, să colaborăm între noi, să ne ajutăm, pentru că până la urmă cred că asta este cheia succesului fiecăruia, să ne ajutăm între noi ca niște prieteni, nu să ne vedem ca niște rivali sau concurenți. Îmi plac, încă o dată repet, colaborările de acești gen și m-am simțit foarte bine astă seară. Vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit. Nu uitați, dacă încă nu ați făcut deja, să dați follow pe Instagramul meu acolo, the_link11. E cam greu pentru mine să-mi găsesc cuvintele la ora asta târzie, este, v-am zis, 12 noaptea și încerc scunze dacă mă mai bâlbui sau fac prea mult cum îmi spuneți unii dintre voi când fac chestia asta prin comentarii. Ăsta o să fie ultimul clip pe care îl vedeți filmat așa mai prost. De acum încolo ne mărim calitatea video și o să sesizați voi asta, nu o să vă spun eu. De fapt, nu trebuia să vă spun eu, trebuia să vă las pe voi să sesizați asta. Dar asta este cu totul un alt subiect, o să vedeți, sau poate ați văzut deja clipul de ce spun eu că o să îmbunătățim calitatea video. Gata, vă mulțumesc pentru atenția acordată, sper să vă placă clipul, să intrați pe canalele tuturor din descriere și vă salut, o seară frumoasă sau o zi frumoasă tuturor, pa, pa!